Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ultima dezbatere electorală din această săptămână, dezbatere organizată de studioul nostru, de TVR Moldova, pentru candidații, pentru aspiranții la funcția de președinte al Republicii Moldova. Nu vom avea parte de o confruntare între două personaje aici în studioul nostru, conform tragerii la sorți, așa cum ne-am propus și așa cum este formatul emisiunii, pentru că nu a venit în studio, nu a răspuns invitații decât un singur candidat. Este vorba de Tudor Deliu din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Bună seara și mulțumesc și eu pentru invitație. Pe scaunul rămas liber de lângă domnul Deliu urma să stea, conform tragerii la sorți, Renato Usate, liderul formațiunii Partidul Nostru, care însă ne-a comunicat că nu participă și nici n-a trimis reprezentant. Domnul Deliu, prima întrebare, dacă mâine veți ajunge la, presupunem, la administrația prezidențială, șef al statului, vă intrați în atribuții, care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Nu vorbesc de instalare, eventual ședințe cu consilierii, cu angajații, dar ce act a semna, ce măsură ați lua? Deci sunt persoana care niciodată nu m-a măgulit moliciunea scaunului. De aceea cred că prima ce voi face venind în funcția de președinte, voi refuza de cortegiile cu girofaruri și de zecii de bodyguards care păzesc președintele. Părerea mea că președintele nu trebuie păzit. Nu trebuie păzit de proprii alegători, de aceea prima acțiune va fi aceasta. Interesant. Și a doua? Și a doua, cred că e neapărat nevoie de revăzut componența Consiliului Suprem de Securitate. Fiindcă actuala componență pare a fi un birou politic a Partidului Socialiștilor și nici de cum un Consiliu Suprem de Securitate unde să fie incluși specialiști în domeniu, persoane care într-adevăr sunt responsabili și au capacități pentru securitatea Republicii Moldova. Zicând de securitate, mă refer și la securitatea economică și securitatea energetică și securitatea informațională și securitatea fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Da. Eu m-am pregătit între timp pentru că intrăm foarte direct așa în problemă, în întrebări, bolul acesta cu întrebări legate de atribuțiile președintelui. Extrageți o întrebare și vă rog să răspundeți. Ce instrumente ați folosit în calitate de președinte pentru a rezolva una din marile probleme ale acestei țări, migrația? E o întrebare pe care am discutat-o și cu cetățenii noștri din diaspora. E o întrebare care mi este adresată și la întâlnirile cu alegătorii și am un răspuns care zic, eu nu pot astăzi, Tudor Deliu, să zic că ajungând în calitatea de președinte a Republicii Moldova, în două săptămâni, într-o lună sau într-un an de zile, eu voi întoarce diaspora acasă. Nu spun lucrul acesta din simplu motiv că astăzi s-a pornit procesul de reintegrare a familiilor în diaspora. Care, dacă cândva pleca doar un cetățean, unul din membrii familiei, astăzi noi avem că au plecat și soacrele la unii și familii se integrează în după hotare, deci în diaspora. Eu cred că migrația poate fi oprită în Republica Moldova, dar încă o dată zic, nu în timpul cel mai apropiat, lucrul acesta va dura în timp, atunci când în Republica Moldova vor fi create condiții ca cetățenii care lucrează sau activează după hotarele Republicii Moldova să vină în Republica Moldova și să poată să investească în ceva, să deschidă un mic business ca să-și poată asigura un trai decent. Eu anul trecut am venit cu o propunere către fracțiunile parlamentare, am elaborat un proiect de lege de modificare a codului electoral prin care am propus ca cetățenii noștri din diaspora să aibă o cotă în listele partidelor când sunt înaintate pentru a ocupa funcția de deputat. Locuri eligibile bănuiesc, așa poate să fie pe liste. Domnul Mihai, am venit cu propunerea de 20%, dar cu condiția că în fiecare 10 trebuie să fie câte două persoane. De ce am venit cu această propunere, dat fiind faptul că, cu părere de rău,
Majoritatea politicienilor din Republica Moldova folosesc cetățenii noștri din diaspora doar ca un instrument de vot. Le cer votul, îi votează, iar mai apoi uită de ei. De aceea, părerea mea este că ar fi bine să implicăm cetățenii din diaspora și în procesele politice din Republica Moldova, fiindcă nimeni nu cunoaște astăzi mai bine problemele din diaspora decât le cunosc cei care se află acolo. Dar sunt foarte multe probleme și eu cred că dacă în Parlamentul Republicii Moldova vor fi mai mulți reprezentanți din diaspora, lucrul acesta s-ar putea să faciliteze inclusiv poate și oprirea migrației pe viitor prin modificarea legislației, prin acordare de unele facilități, fiindcă probleme sunt foarte multe. Eu m-am deplasat în luna februarie în Veneția și m-am întâlnit cu diaspora din Italia și sincer să vă spun, am auzit probleme pe care noi aici nu le cunoaștem. Un simplu exemplu, un defunt, un decedat de acolo nu pot să-l aduc în Republica Moldova, trebuie să meargă să cerșească de la toți niște bani. Sunt foarte multe probleme care țin de protecția socială a cetățenilor noștri din diaspora. Și de aceea eu încă o dată repet, nu sunt candidatul care promit că dacă mă aleg mâine eu rezolv problemele diaspora. O altă atitudine față de diaspora și eu cred că migrația poate fi stopată atunci când condițiile din Republica Moldova vor fi îndreptate și pentru dezvoltarea afacerilor de către cei care vin și investesc în Republica Moldova din diaspora. Acum, la aceste alegeri, diaspora își va putea face auzit opinia? Își va putea spune cuvântul? Pentru că este o întreagă controversă publică privind numărul de secții deschise în diaspora din Occident, mai ales, și limita de 5.000 de voturi maxim pentru o secție. Ce părere aveți? Săptămâna trecută eu am avut o discuție online cu cei din Adoptă un Vot, deci cu cetățenii din diaspora, unde am discutat și aceste probleme. Sincer să vă spun, astăzi în rândurile alegătorilor din diaspora există, nu știu ce, parcă o apatie. Și această apatie există din simplu motiv, repet ceea ce am spus-o anterior, că li s-au promis prea multe și nimeni nu s-a ținut de cuvânt ca să rezolve aceste probleme. Eu sper totuși că diaspora noastră va participa la vot, fiindcă am spus-o cu mai multe ocazii când diaspora a plecat spuma societății. Sunt oameni care au activat în diferite sfere intelectuale și cred că ei nu trebuie să fie indiferenți de ceea ce se petrece în Republica Moldova. Eu zic nu cred, dar chiar știu că ei nu sunt indiferenți chiar dacă se află departe de hotarele Republicii Moldova. Deci eu aici chiar aș veni cu un apel către concetățenii noștri din diaspora să vă organizați și să ieșiți la vot, fiindcă de votul dumnealor o să depindă foarte mult. Chiar dacă unii candidați... Dacă se organizează chiar... și ies mulți la vot, asta era întrebarea, considerați că sunt suficiente secțiile deschise acum? Răspund și la întrebarea asta, dar să continui gândul, fiindcă am auzit unii din candidații care actual zic că îi pot câștige alegerile și fără diaspora. Eu nu cred că este o abordare, este o abordare greșit, părerea mea, și eu cred că nu trebuie să spunem atare lucruri. Eu cred că în diaspora, dacă luăm în comparație cu secțiile de votare care au fost deschise în regiunea transnistreană și în Federația Rusă, nu au fost deschise îndeajuns secții de votare după hotarele Republicii Moldova. Da, cu acestea fiind zise și cumva reținând o anumită legătură cu subiectul pe care l-am discutat, trebuie să vă întreb cu privire la apelul făcut de unul dintre candidați către candidații de centru-dreapta de a se mobiliza, de a-și uni eforturile cumva, de a se coordona pentru a preveni fraudele, posibilele fraude electorale. Vă preocupă problema? Aveți un răspuns la acest apel? Am un răspuns și chiar nu cred că mă voi încadra în cele 12 minute dacă aș vorbi despre acest răspuns.
Da, domn Rădulescu, mie mi se pare că genul acesta epistolar face parte din tehnologiile electorale a unor concurenți electorali, fiindcă nu este doar prima scrisoare, fiindcă la ea vă referiți, au fost și mai multe. Eu vreau doar să le aduc la cunoștință că noi nu vom accepta ceea ce ne propune și nu vom am semnat sub o scrisoare și ajunge, aici nu vom accepta. Nu vom accepta din simplu motiv, fiindcă în anul 2016, când Partidul Liberal Democrat era reprezentant în Parlament și atunci în alegerile parlamentare, noi, cei din Partidul Liberal Democrat, am asigurat securitatea voturilor în toate secțiile de votare. Deci pentru atunci... Maia Sandu. Pentru Maia Sandu, zic și chiar făcând și campanie electorală. În 2018, în alegerile noi în Chișinău, iarăși Partidul Liberal Democrat a asigurat securitatea voturilor în toate secțiile. Considerați că nu mai e nevoie? Nu, acum și ajung la... Și în 2019, în alegerile parlamentare, când noi eram partid parlamentar, am avut reprezentanții noștri în toate secțiile, consiliile și birourile electorale, secțiile votare. Și am făcut-o fără scrisori. Am făcut-o pur și simplu prin faptul că am vrut să consolidăm dreapta și am vrut ca să câștigăm acele alegeri. Eu cred că, dar nu suntem partidul care să cerem datoria înapoi, cum o fac alții. Nu asta dorim noi să o facem. Eu cred că partidele parlamentare care au reprezentanți în toate organele electorale pot să asigure această securitate a voturilor. Partidele vor mai avea și observatori, însă în birourile electorale sunt reprezentanți a tuturor partidelor. Ziceam că poate face parte din acest gen epistolar din tehnologii electorale, dar eu cred că e greșit, fiindcă mă tem să nu ajungem vorba lui Caragiale într-o scrisoare pierdută ca cetățeanul turmentat să zică, dar eu cu cine votez? Da. Sper să ne ajungem acolo. Asociația neguvernamentală Promolex a semnalat mai multe probleme pe care le-a considerat importante și pe care le-a constatat până acum în campanie, și anume discursul la ură, utilizarea resurselor administrative de către unii candidați, ignorarea normelor sanitare impuse de pandemia de coronavirus și implicarea cultelor religioase în campanie. Cum comentați ce aveți de spus dumneavoastră, mai ales că sunteți și dumneavoastră nominalizat la două categorii. Da, sunt vizat la două categorii și pot să vorbesc de ele, fiindcă am mai vorbit și cu alte mijloace mass media. E vorba de o încălcare a regulilor epidemiologice, care spun dumnealor, eu nu știu de unde aceasta, poate îmi vor demonstra, deoarece noi la toate întâlnirile ne străduim să nu încălcăm prevederile hotărârilor Comisiei Naționale Excepționale de Sănătate. Noi mergem cu măștile noastre, cu dezinfectanții noștri, nu permite mai mult de 50 de persoane să participe, respectiv poate sunt unicul candidat chiar care facem și fișa epidemiologică. Deci fiecare cetățean este înscris că dacă se depistează un caz să știe cine a fost cu el. Lucrurile acestea le putem demonstra. Și un alt caz care figurăm noi este folosirea resurselor administrative. Eu chiar, să zic simplu, am rămas nu știu cum uimit. Eu nu sunt persoană publică. Eu n-am o funcție publică și nu pot să folosesc resursele administrative. Eu nu pot să folosesc mașină că nu o am, nu sunt funcționar public. Eu nu pot să folosesc funcționarii, că nu sunt funcționari public, dar mă rog, eu nu știu de ce Promolex, cred că are motive. Eu accept toate critici. La acestea v-ați referit dumneavoastră, cred că aceste două... Da. La acestea, mă rog, vroiam și un comentariu general general. Nu numai dumneavoastră, din punctul ăsta de vedere. Un comentariu general, eu cred că... A venit timpul ca noi, într-adevăr, să facem o campanie electorală corectă și în conformitate cu legea. Se face din punctul ăsta de vedere? Nu se face. Cu părere de rău, este și folosirea resurselor administrative, și am să vin aici cu argumente, este și faptul că se folosesc cultele religioase. Eu, apropo, la lansarea în satul meu natal, care a fost lângă biserică, preotul din sat dorea să participe și dumnealui. Eu am rugat colegii și sătenii mei să-l roage frumos să nu vină în veșminte bisericești la această lansare, că voi fi acuzat. Eu, fiecare
preot, fiecare, eu știu, are dreptul său să voteze pentru cine dorește, de el nu poate să facă agitație electorală în biserică sau să meargă cu președintele sau să dăruiască icoane prin spitale. Eu nu înțeleg lucrurile acestea. De asemenea, ziceam că o să revin cu niște exemple de folosire a resurselor administrative. Eu cred, domnul Rădulescu, că cele 900 de lei este de acum o încălcare gravă a resurselor administrative, sau să zic așa, folosite. Deoarece toți în Republică, pe unde merg, spune că Dodolnea da câte 900 de lei. Pe când banii aceștia sunt banii contribuabililor, sunt banii care sunt dați de guvern, care i-au păcălit cu indexarea de 2 ori a pensiei. Au indexare la 1 aprilie și la 1 octombrie, care în sumă e mai mică cât a fost până acum la 1 aprilie. Și diferența aceasta au hotărât să vină cu o pomană electorală. Eram într-un sat din raionul Șoldănești, un raion din centru-sud, să zic așa, Republicii Moldova, unde într-o dimineață la o întâlnire erau niște cetățeni la o oprire și îi rog să vină la întâlnirea noastră. Știți ce mi-a răspuns? Ei, noi nu putem să venim, fiindcă ne-au spus că dacă ne ducem la întâlniri cu alții sau votăm pe alții, o să ne ia cei 900 de lei înapoi. Da? Cine le-a spus? Băi, cine le-a? Reprezentanții celor care le-au dat și zic că i-au dat ei. Da. Eu consider că de acum este folosirea resurselor administrative. Nu sunt resursele candidatului. Sunt resursele care vin de la guvern și sunt banii din impozitele cetățenilor care le plătesc, pentru stat. Și încă una, tot în satul celălalt mi-a mai răspuns, ei, noi am dat, dați ca și toți ceilalți câte 100 de lei. Spun, nu, noi nu dăm lei. Noi vrem să vă convingem și vrem să promovăm programul nostru electoral. Noi n-am venit să vă cumpărăm votul. E și ilegal asta, nu numai că nu. Și dacă dumnealor mi-a spus că dați și voi, înseamnă că cineva dau 100 cei de lei sau poate și mai mult ca să cumpere un vot. Da, dincolo de toate acestea, nici atribuțiile președintelui Republicii Moldova, care e o republică parlamentară, nu sunt foarte largi. Adică nu permit foarte multe lucruri, așa cum sunt ele în situația actuală. De aceea o să vedem un material să ne reamintăm care sunt atribuțiile pe scurt. Și o să dau citire imediat unei întrebări pe aici pe Facebook și invităm pe oameni să comenteze și să pună întrebări în continuare pe pagina noastră TVR Moldova. Unei întrebări interesante legate de acest lucru, da? Haideți să vedem întâi materialul, atribuțiile președintelui. Președintele Republicii Moldova reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. Poate lua parte la lucrările Parlamentului și adresează forului legiuitor mesaje cu privire la principalele probleme ale națiunii. Poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate internaționale în numele Republicii Moldova, iar la propunerea guvernului acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova. Șeful statului este comandantul suprem al forțelor armate și poate declara cu aprobarea prealabilă a Parlamentului mobilizarea parțială sau generală, iar în caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, președintele ia măsuri pentru respingerea agresiunii și declară stare de război. Conferă decorații și titluri de onoare, soluționează problemele cetățeniei Republicii Moldova și acordă azil politic, acordă grațiere individuală, poate cere Parlamentului să-și exprime prin referendum voința asupra problemelor de interes național, conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii și altor categorii de funcționari. În ce constă fișa postului de șef al statului în Republica Moldova, pe scurt. Haideți să vedem și întrebarea. Valentin Borodachi ne întreabă pe Facebook sau își exprimă opinia pe Facebook. Bună seara! Am dori un președinte mai energic de stat. L-a semnat documente. Avem de ajuns. Trebuie un așa președinte să întoarcă munții să restarteze Republica Moldova. Iată ce dorește unul dintre alegători. De ce am ales întrebarea aceasta? Sunt mai multe, dar se leagă cumva de rezultatele unui recent sondaj de opinie în care întrebați fiind oamenii ce șef de stat, ce prototip de șef de stat și-ar dori, l-au pus în fruntea listei pe Vlad Țepeș. Deci, cumva tot aceeași cerință, nu? Un șef de stat care, cum spune aici, să răstoarne munții. Eu cred că
subsemnatul întrebării are undeva dreptate, nu undeva chiar are dreptate, fiindcă un președinte a Republicii Moldova într-adevăr trebuie să trăiască cu problemele cetățenilor. Dar să trăiască cu problemele cetățenilor reieșind din competențele sale constituționale. Fiindcă nu poate azi un președinte de țară să vină în fața alegătorilor și să le spună că le dă, un candidat mai bine zis, că le dă salarii, că le face drumuri, că le mărește pensia, că nu știu ce. Eu consider că acestea sunt niște momele electorale și nu țin de funcțiile sau de atribuțiile președintelor Republicii Moldova. Cât privește să fie mai energic, sunt de acord și poate trebuie să fie și mai, nu un Vlad Țepeș, el trebuie să fie acela care își în plan extern să-și spună poziția cu referință la cetățenii și Republica Moldova, să nu se închine pe la curți străine, ci să fie demn de a reprezenta cetățenii Republicii Moldova atât în țară cât și după hotare. Vedem și ce răspund cetățenii întrebați pe străzile Chișinăului de colegii mei de la știri, de la Studio TVR Moldova, ce așteptări au de la președinte și cum văd ei toată această problemă. Haideți să urmărim materialul și revenim. N-au reușit nimica. Vreau să spun că nimica n-au reușit, fiindcă e un dezastru la noi în țara noastră. Nici drumuri, nici spitaluri ca lumea, nici pentru copii să ai locuri de joacă, de diferite distracții. În primul rând, dacă pe mine tare mă jignești întrebarea asta cu pensia dintr-o mie de lei, poți trăiești, domnul? Și prietului nu se uită, dar ridic și ridic. Dar ne-am luat acum în râs cu 10 lei. Ce n-au reușit să mai facă? Ce, și drumuri. Viața mai bună. Că acum, vezi, nu avem nici de lucru, că stăm acasă, nu avem de lucru, salariile sunt mici. Un loc de lucru pe loc, să avem undeva să lucrăm, că e foarte greu. În Republica Moldova este nevoie de foarte multe, de dezvoltare economică, de reconstrucție infrastructurii, de creșterea salariilor, pensiilor, de, și la urmă urmi chiar și de ridicarea nivelului de cultură a oamenilor, a populației, că ceea ce tot se face prin dezvoltarea sistemului de învățământ. Vrem să fie un viitor cu lucru pentru tineret, să fie copii, ca să avem unde să muncim, să lucrăm. Asta e, locuri de muncă să fie. Și să fie totodată și bine plătite, că într-adevăr salariile sunt foarte mici. Să schimbe radical ca în Europa. Dacă vrem să trăim în Europa, să fie ca în Europa. Regulă, păreadăc, să fie ordine și lumea să trăiască o licuță mai bine. Da, comentarii, răspunsuri, la unele dintre probleme ați răspuns deja, dar haideți să încercăm. Eu pot să răspund, fiindcă ele toate problemele care au fost abordate nu se referă la atribuțiile președintelui Republicii Moldova și de aceea noi în programul nostru electoral am venit cu acele piloni care se referă nemijlocit și unul din ele este stat de drept pe respectarea principiului separării puterii în stat. Și aici aș răspunde cetățenilor care au perfectă dreptate în ceea ce spun, dar ei trebuie să conștientizeze că drumuri bune, salarii, pensii, astea sunt atribuțiile guvernului și nici de cum a președintelui Republicii Moldova. Și dacă într-adevăr vrem să facem aceste schimbări, să o începem de acum, de la 1 noiembrie, să alegem un președinte care să-și exercite atribuțiile sale, să mergem în alegeri anticipate și să alegem un parlament care într-adevăr să reprezinte poporul și care să investească un guvern care să rezolve problemele la care se referă cetățenii Republicii Moldova. Lucrul acesta, problemele acestea le abordează cetățenii, fiindcă ei așa au observat că se comportă președintele Republicii Moldova. Președintele actual al Republicii Moldova își depășește toate atribuțiile sale constituționale și cetățeanul vede că el merge prin porumb, prin sate, el taie panglici, el nu știu ce face, el face drumuri și crede că acestea ar trebui să fie atribuțiile. Stimați cetățeni, președintele Republicii Moldova este cel care ne reprezintă pe noi, pe mine și pe fiecare din dumneavoastră. Este al doilea eu din noi, dacă vrem noi așa să zicem, și care reprezintă Republica Moldova. Și dacă vreți un președinte care să meargă să închină pe la curți străine ca un vasal,
poftim, puteți, dar eu încă o dată zic, un președinte trebuie să fie cu dragoste și demn de cetățenii și de Republica pe care o reprezintă. Cum explicați faptul că această rețetă în care sunt promise lucruri, eu știu, de, care țin de pensii, de salarii, de tot ce vorbeam până acum, pare să aibă succes dacă ne uităm la rezultatele din sondaje? Pare să aibă succes, domn Rădulescu, fiindcă cetățenii noștri, fiind în situația aceasta de sărăcie, ei se dau momiți de aceste pomenii electorale, dar eu fiind la întâlniri le spun, eu nu vreau să vă mint și nu vreau să vă promit, le spun lucrurile acestea, fiindcă nu vreau să fiu în situația celor care vin în alegeri și promit, iar mai apoi peste o lună, două, vin cu explicații că am vrut să fac, dar mi-au încurcat sau n-am putut, am avut ceea ce am avut. Dar de aceea, nu prezintă riscuri pentru dumneavoastră această strategie? Știți, adică, întrebarea e cum explicați, pe de altă parte, scorurile mici din sondaje care vă sunt atribuite și noastră și altor candidați de pe zona centru-dreapta. Eu sunt persoana care foarte mult țin la știința sociologică, dar nu cred niciodată în sondajele din Republica Moldova. Și vin cu un exemplu. În alegerile locale, care au avut loc în anul 2019, Partidul Liberal Democrat, care nu participase în trei scrutinii, nici nu figura în sondaje, nici nu figura nici la un sondaj. Noi am luat locul 4 pe Republică și am ajuns la 6%, care este și pragul de trecere și în Parlament. Așa că sondajele cunoaștem noi cum se fac. Eu am foarte multe exemple, dar nu vreau să le vociferez ea străga, să le spun aici. Da. Două secunde, pentru că vă mai așteaptă o surpriză. Am mai pregătit. Săptămâna trecută aveam doar un bol mare, acum avem și un bol mai mic cu întrebări speciale, deosebite. E vorba de activitatea ultimilor președinți, deci o istorie, incursiune în istoria recentă a Republicii Moldova și pentru că, iată, inclusiv prin materialul despre atribuțiile președintelui, acum prin întrebările acestea despre activitatea președinților, lucruri remarcabile, noi încercăm să ne facem și datoria de informare și de cumva de popularizare a elementelor politice. Care e întrebarea? Este o întrebare care de mult se discută în Republica Moldova, chiar era și la un nivel de fabulă, să zic așa, din care raion al Republicii Moldova sunt originari cei mai mulți președinți pe care a avut Republica Moldova și cine sunt ei. De cei mai mulți președinți sau raionul care a produs cei mai mulți președinți pentru Republica Moldova este raionul Florești și sunt primii doi președinți, domnul Mircea Snegu și respectiv domnul Petru Lucinski și penultimul președinte a Republicii Moldova, domnul Nicolae Timov. Dar eu cred că a venit timpul să ne reîntoarcem prin cetul Republicii, prin satul Malcoci, să avem și un președinte din centru. Deci, înțeleg că nu sunteți din Florești și atunci... Păi din Ialoveni, din satul Malcoci, am zis că poate venim și spre centrul Republicii. Da. Ca să dăm și să rețină și răspunsuri, v-am spus că avem și această misiune de informare, primul președinte, răspuns corect, primul președinte, foarte corect și foarte detaliat, primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, e originar din satul Trifănești, raionul Florești, al doilea șef de stat, Petru Lucinski, original din satul Răduleni Vechi, tot din Florești, și cel de-al patrulea președinte, Nicolae Timofti, e născut în localitatea Ciutulești, Florești. Așa e. Deci chiar i-ați știut... Mulțumesc pentru răspunsul la întrebare. Ne apropiem de minutul final și aș vrea să mai dau citire unei întrebări și un răspuns scurt, pentru că pe Facebook am văzut că au mai apărut întrebări. Confirmați necesitatea, Nadia Popovici, confirmați necesitatea reunirii Republicii Moldova cu România? În această campanie vorbiți prea puțin despre acest subiect. Da sau ba? Păi am discutat tot în acest studio și am zis că da, trebuie de vorbit despre reunificare și nu de unire, fiindcă actul de la 27 martie 1918, care mai apoi a fost consfințit la 1 decembrie la Marea Adunare de la Alba Iulia, nu l-a anulat nimeni. Pur și simplu e necesar de creat acele condiții, acele, eu știu, ca să putem să îndeplinim ceea ce ne-o dorim cu toții. Da, răspund. Avem nevoie, foarte scurt, Lilia Puzderică Inăreanu, avem nevoie de un președinte care respectă orice cetățean. Ce credeți despre integrarea persoanelor cu necesitate specială?
Știu că nu e atribuția președintelui, dar toți suntem partea acestei țări care, din păcate, ne ignoră. Dar eu cred că este o atribuție a președintele, deoarece președintele trebuie să-și iubească și să se ocrotească și să păzească toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de nație, naționalitate, origine socială, apartenență politică. Și vreau să răspund, doamne, că noi de mult acest lucru îl implementăm. În alegerile locale am înaintat la funcții de consilier și raional și local persoane cu dizabilități care sunt foarte activi și sunt foarte mulțumiți că am fost poate unicul partid care am mers la preîntâmpinare. Mulțumesc, trecem la minutul de final, mesajul de încheiere a acestei ediții și a intervenției dumneavoastră mai precis, pe care vă rog să-l adresați către cameră, către telespectatori. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, vin către dumneavoastră în primul rând cu apel. Eu vă rog foarte mult ca la data din 1 octombrie să ieșiți la votare. Să ieșiți cu toții la votare, deoarece de votul fiecăruia din dumneavoastră contează. Să nu mergeți pe ideea că și fără mine îl vor alege. Să știți că cel care nu participe la votare nici n-ar avea dreptul moral să ceară. De aceea vă rog să veniți cu toții la votare. Să veniți la votare și să votați persoana sau candidatul care credeți că o să reprezinte Republica Moldova și pe fiecare din dumneavoastră. Eu, Tudor Deliu, sunt cel care cunosc foarte bine cu ce trebuie să ocupă un președinte de stat. De aceea vin cu un slogan că sunt competent, curajos și devotat. Votați, Tudor Deliu, poziția 3 în buletinul de vot. Mulțumesc mult, domnul Tudor Deliu, pentru prezența în studioul TVR Moldova. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sunt convins să vedeți și după mesajele pe care le trimiteți că urmăriți aceste dezbateri. Vă așteptăm și de luni încolo, la ora 19, zilnic de luni până vineri, pentru că maratonul electoral continuă la TVR Moldova. Toate bune, weekend plăcut!